Oferta mare a liceelor teoretice din Giurgiu a condus la un deficit de candidați la cursurile de calificare în domeniul industriei textile. Asta este explicația conducerii Liceului Tehnologic Ion Barbu, după ce în ultimii 4 ani niciun elev giurgiuvean nu a dorit să se califice în acest domeniu. Unitatea de învățământ deține un atelier modern de confecții, tricotaje și pielărie, dotat prin programul multianual Fare Tvet 2004-2006. Laboratorul nu poate fi înstrăinat sau închiriat până în anul 2018, iar în aceste condiții, conducerea liceului a găsit soluții pentru a putea fi folosit de elevii altor unități școlare. Ca să nu rămână nefolosit, avem un contract de colaborare cu cei de la școala 6, de fapt, cu FEG-ul, și își fac și a doua șansă și își fac practica în aceste laboratoare. Le-am închiriat cu titlu gratuit, doar pentru a putea fi folosite. Celelalte ateliere au mai mult succes în rândul elevilor. Reabilitate tot prin programul Fare Tvet, laboratorul de gastronomie, atelierele restaurant și hotel sau cel destinat specializării comerț au 10 de candidați fiecare. Elevii au decorat restaurantul și hotelul în stil românesc și au confecționat chiar și uniformele pe care le poartă la fiecare curs de pregătire practică. Pentru școala noastră, existența acestor laboratoare este un punct forte, un punct plus, întrucât ne ajută foarte mult să punem în practică cunoștințele teoretice cu cele de lucru efectiv în cadrul unei unități. Conducerea liceului speră ca de anul viitor, când va fi introdus învățământul profesional de 3 ani, elevii de clasa a 8-a să opteze în număr mai mare pentru această formă de învățământ. Până atunci, atelierul de confecții, tricotaje și pielărie își așteaptă cursanții.